materialul cu doamna Loredana pe de-o parte și Diana și Dani pe de cealaltă parte. A fost o replică de a doamnei Loredana care mi-a atras atenția. Spunea că de aceea l-a certat pe Dani, pentru că trebuie să aibă grijă cum se comportă și în ce discuții se bagă, să nu cadă din top. Pentru că s-a văzut vineri în gală că unul a căzut pe locul 3 și celălalt a căzut de tot din top. Acum ce să înțelegem? Că doamna Loredana își dorește ca Dani și Diana să se comporte așa cum vor cei de acasă pentru a fi în continuare votați? Pentru că Diana vorbea cu Dani separat și îi spunea că, deși a căzut din top, va face ceea ce simte și așa cum este ea se va comporta, nu o va face special pentru a fi votată de către telespectatori. Știm că votul este important și chiar dacă nu vorbesc despre asta, toți vor să câștige, pentru că e și normal să vrei la sfârșitul competiției să ai parte și de banii respectivi. Dar nu poți face din asta scopul principal al acelei competiții și să faci tot ce e nevoie pentru a fi acolo sus.